acesta este și rostul acelei analize care va fi făcută de acel consultant, care va fi selectat. Și eu spun că așa vom avea o companie care să fie, și cu celelalte modificări de care v-am vorbit, să fie profitabilă oricând și să poată sta în piață oricând. Contractul a devenit de 2 ani și în cazul acesta ei au cerut, mă rog, toți cu care am discutat, am cerut oferte, au cerut, au fost de acord și au cerut o suplimentare de că nu se poate să se implice pe perioada așa de lungă de timp în ce bani propusem noi. Deci l-am întins pe 3 bugete, va fi deci pe 3 ani, dar 2 ani calendaristici, la 1 milion de euro.